sfârșit am reușit să-l prindem pe Vali G, pentru că toată seara ne-a cântat și ne-a încântat cu melodiile lui. Bună, Vali, ce faci? Bună, Mădălina, eu foarte bine. Mă bucur că sunt alături de voi la emisiunea asta nouă, nouță, și cu siguranță sunt ferm convins că o să fie foarte frumoasă și foarte reușită. Cum se numește? Show de show. Vali, Vali, Vali! Show de show, te salut! Show de show! Atât și pe Danezu, că știu că o să prezentați împreună. Mă bucur tare mult că sunt alături de voi. Cu cea mai mare plăcere am fost prezent aici, mai ales știind că o să fiți prezenți, o să faceți emisiune la această discotecă unde eu am fost invitat să cânt, să îmi prestez meseria. Ce faci tu? În rest? În rest, ce să spun, muncă foarte multă, muncesc la un nou album. Care... Ai vreau eu să ajung? Da, care sper să apară pe piață în cel puțin 2 luni. Vii la noi la Taraf TV să lansezi, da? Nu se pune problema? Acolo lansăm, pentru că toate melodiile noi care le-am făcut, acolo le-am lansat. Și melodia Dacă mă iubești cu Bulgăroaica prinde foarte bine și e foarte cerută la top. Dacă mă iubești este o melodie care sunt foarte mulțumit de ea. Sunt foarte mândru de această melodie compusă de mine. Am cântat-o împreună cu Ianița. Cum prinde la bulgari? O să mă lipsesc puțin de modestie și vreau să... Nu, spune-ne adevărul, nu? Adevărul, mă lipsesc puțin de modestie, am și spus. Am luat încă o dată, deci e a doua oară când am luat locul 1 în Bulgaria în top. S-au mai auzit vorbe pe la noi prin țară, dar cine nu crede sau cine... Ce vorbe, cum ar fi? Ăla la altul, ăla e care cum o fi, nu contează, dar... Hai, dezvăluie-ne aici, vrem rating, ce vorbe? No, cine vrea să vadă, să urmărească la Taraf TV videoclipul, să vadă live, direct de la concert, despre ce e vorba și telespectatorii o să se convingă cu siguranță. Zici și mie, Vali, cum te descurci pe criza asta cu prestările, cu concertele? Eu sunt un om... mai simplu din toate punctele de vedere, știu să trăiesc și cu bani și fără bani, sunt foarte, foarte mulțumit de ceea ce fac și mai ales că, ce pot să spun, merge bine, pentru că eu la nunți, la botezul, la petreceri unde sunt invitat, în afară de stilul nou care l-am adus acum pe piață, Balcanic R&B, cânt toate genurile. Și manele, și muzică populară, muzică de petrecere, lăutărească, tot ce vrea omul să-i cânt la nuntă, aia-i cânt.